Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi suntem aici alături de Houdini. Salutare, salutare! Și ne-am gândit noi la o super idee. O să punem să se dueleze 100 de vulpițe cu 100 de lupi. Și mai exact, am construit două insulițe care sunt despărțite de un pod. Și sunt două porți. La un moment dat o să ridicăm porțile și o să-i lăsăm să treacă dintr-o bază în alta. Ideea este următoarea, după un minut o să închidem porțile și o să vedem care cum au reușit să treacă dintr-o bază în alta. Bine, după aproximativ un minut o să-i lăsăm noi așa până îi vedem că se cumințesc și după ce se cumințesc o să închidem porțile și o să numărăm să vedem care dintre animale a ajuns în tabăra adversă și într-un număr mai mare decât cealaltă echipă. Dar știi, Houdini, care e problema? Va trebui să numărăm foarte repede pentru că lupii o să mănânce vulpițele. Adevărat? Să nu rămâne fără ele în timp ce le numărăm. Da, sau dacă nu-i mai dai câte o bucată la câte un lupișor și gata, îl liniștești. Ok, super curioasă. Cine o să reușească să treacă mai mult în tabăra adversă? Da, și eu sunt curios să vedem cine o să câștige și o să ne jucăm până la 5 puncte. Prima sau primul animal care ajunge la 5 puncte câștigă. Exact. O să încep acum să pun la lupi. La lupi prima dată? Da, o să pun 100 de lupi. Mamă, și după cum vedeți, am făcut acolo câte o literă. În stânga sunt vulpițele pentru că este un V, iar în dreapta este un L de la lupișori. Practic le-am marcat teritoriul. Exact. Și hai acum, Foxy, pune aici. O să încep să număr. Hai, numără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Stai puțin să le pun mai rapid, că ritmul ăsta nu pot. 28, vezi că ai mai pus-o, nu? Așa, 28, că am 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, stai să mă opresc puțin că nu mai pot. Aoleo! Mamă, Fox, ia uite-te cât sunt aici! Wow. Se mănâncă între ei? Ce se întâmplă acolo? Serios? De ce se mănâncă între ei? Nu știu ce naiba fac lupișorii ăștia. What? S-au strâns toți acolo, sunt nervoși. La o poveste, cred că își fac planul de bătaie, care da, cum se ajungă primii în tabăra cealaltă să Mamă. Mănânce. Și mai ai depus încă 30 de lupișori. Ok, stai că îmi trag răsuflarea și o să încep din nou numărătoarea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, gata, oh, sunt 100 aici. Deci 100 de lupișori contra 100 de vulpițe. Apăsați butonul de like, share și subscribe pentru că eu zic că merită numărătoarea mea. Adevărat. Deci are 100 de lupișori acolo Foxy și mai urmează acum să pună 100 de vulpițe. Mamă, mamă. Te apuci acum, Foxy, direct? Da. Eu zic că o să-i număr în gând pentru că nu mai pot să număr chiar așa. Aolo. O să mă opresc. Hai că-i număr eu. Hai că-i număr eu. Număr tu? Îi număr eu pentru tine. No, ok. Adică bine, le număr de fapt. Bine. Hai, tu pune-le și eu le număr. Haide. Ok, am început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 de vulpițe deja! Nu mai poți hudini așa, să nu mai... Mamă, ia uite acolo pe lupișori! Mamă, cum arată! Foxy, mama mia! Uite așa, când au văzut vulpițele cum s-au îngrămădit la poartă. Da, ia uite cum stau acolo la poartă! Băi, să nu treacă prin poartă! Mamă, ce nervoși sunt! Mamă, sunt curioasă, ce măcel o să iasă. Mamă, și mai trebuie încă 50. Hai să mai pui încă 50, hai punere. Hai că încep iar acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 și 50! Yay! 100 de vulpițe! Mama mia, deci 100 de vulpițe versus 100 de lupi. Mama, cum arată? Uite că avem și spectatori. Da, uite-l acolo cum stă băi cu lamele lui acolo spectatorul. Mama, cum mișună, ca niște furnici. Adevărat, mama mia. Deci, acum nu știu... Va trebui să le dăm drumul la poartă. Ia uite, ia uite cum s-a trezut acolo la poartă. Abia așteaptă lupișorii. Și, sincer, cred că o să iasă măcel. Da, nu cam știu, așa o să fie. Nu o să reușească să treacă de pod sau o să se blocheze pe coridor cum nu știu, că sunt foarte mulți, gândește-te. Deci 100 vulpi, 100 lupi. Oare cum să-i dăm prima dată drumul? Păi nu știu, nu știu sincer. Am putea să-i dăm drumul la vulpițe și după aceea să vedem dacă încep să sară gardul lupișorii. Îs curios. Hai că-i dau drumul. Deci dai drumul la vulpițe prima dată? Da, eu la vulpițe o să le dau drumul. Opa! Mamă, ia uite acolo. Mamă, cum stau lupișorii! Wow, ia uite Foxy! Uai, cum s-au strâns! Le dai drumul și la lupișori? Da, acum le dau drumul. Wow. Ce măcel! Începe nebunia. Fug și vulpițele. Uai, dar primii au trecut lupii, ai văzut? Da. Mama mia. Oh, stoți pe o vulpiță, Foxy. Uai, săraca vulpiță. Mama mia. Stoți pe o vulpiță, ia uite aici. Nu-mi vine să cred, mă uit la ceas și într-un minut o să închidem porțile. Aolo, acum au fugit toate vulpițele înapoi. What? Dar ei pe ce bază sunt lupii? Sunt pe baza lupilor. Da, momentan da. Dar deci... închidem sau mai ținem? Zic imediat. Ok. Când trece un minut, să vedem care pe ce bază. S-au blocat aici, Foxy, uite-te ce e aici. Aolo, și vin lupii. Uai, nu cred. Dar și vulpițele au venit în locul lupilor. Nebunie. Acum închid sau mai stau? Încă puțin, că nu s-a schimbat minutul. Încă nu s-a schimbat minutul? Acum? Închide porțile. Gata, ăla-i. Închide-le tu, așa, hai. Mama mia. Închide porțile. Nu mai reușesc să închizi porțile. Și s-au blocat acolo. De ce aici? Mamă, dar sunt câțiva și la mijloc. O câștigat vulpile. Uite-te. Așa zici? Sunt mult mai multe, nu? Nu știu, sincer. Hai să vedem așa. Le numărăm? Haide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, să zicem aproximativ. Da, s-au cam mișcat. Da, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu zic că ori câștigat vulpițele, eu așa zic. Și mie mi se pare că ar fi mai multe în baza lupilor. Așa mi se pare. Ia uite, parcă sunt mai multe vulpițe decât lupi. Wow, ce s-a întâmplat acolo? O reușit să treacă de poartă? Nu cred. Ba da, uite că o mai sărit câte o vulpiță. What? Deci 1-0 pentru vulpițe.
Hai să sparg porțile, adică să le deschid ca să continuăm meciul. Aoleo, cu ar început lupișorii. Mamă. Și acum mai mai lăsăm puțin? Da, mai lăsăm. Mamă, ia uite ce e aici, Foxy. Mamă, ce e aici? Ioi, cum se strâng acolo? Cu mișună. Wow. Sunt toți lupișorii pe vulpițe. Doamne, cum arată. Nu-mi vine să cred. Și cât îi mai lăsăm acum? Îi lăsăm tot așa undeva la 2 minute sau ceva de genul ăsta? 1 minut o dura de trecută. Zic, când se schimbă minutul, îl oprim. Mama mea, ce aici, e măcel aici. Ia uite câți lupișori sunt. Mamă, frate. Mama mea. Dar eu cred că o mai mâncat din vulpițe. Păi clar că ori mai mâncat. Mi se pare mie așa că mai clar că ori mai mâncat. Ia uite acolo cum le halesc pe astea. Mamă. Gata. Închide porțile. Acum? Da. Cu trecut bun. Minut. Deci aici este baza vulpițelor și baza lupilor. Băi, sincer, uite câți lupi sunt la vulpițe. Deci, sunt 3 lupișori. Deci e clar că vulpițele au câștigat. Da, deci mai multe. Vulpițele câștigă din nou. Deci treaba lui că trebuie să fie mai multe vulpițe pe teritoriul lupilor ca să câștige. Și invers, lupii trebuie să fie mai mulți pe teritoriul vulpițelor ca să câștige ei. Ok, gata, dă-i drumul că mănâncă toate vulpițele. Așa, nu ne mai rămân vulpițe. Nice, deci este 2-0 pentru vulpițe. Da, hai să vedem. Oh, ia uite aici ce armată de lupi. Nu știu eu sincer dacă ajungem la 5, că ne mănâncă toate vulpițele. Dacă nu facem până la 3. Da, până la cât rezistă. Până la cât rezistă, da. Wow, mama mea, ce e aici, Foxy? Ia uite-i cu mișiună. S-au împotmolit aici. Ia uite-i cu mișiună, băi. Sincer, nu știu dacă mai poate să... Mamă, și ce nervoși sunt. Lupițele astea nu cred că mai poate. Da, bun, să zici acum când vrei să opresc. De fapt, stai să vină acum lupii. Acum vin lupii pe vulpițe. Mamă, dar n-au mai reușit săracele să treacă, cred. Hai să vedem totuși. Să-mi zici când se opresc. Oprește. Opresc acum? Da. Hai să vedem ce a ieșit. Bun, ne-am oprit acolo. Aici, oprește. Mama mea, ce e aici, Foxy? Și? 1, 2, 3, 4, 5. Vulpițele au câștigat iară. Hai că le mănâncă. Vulpițele, ia uite. Mai multe, sunt deci, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Da, și aici, vulpițe. 1, 2, 3, 4, 5. Egalitate. Nu, cum? O mâncat una? Da, erau 6. Aoleu, deci dacă zice Foxy că o mâncat una... Păi le-au mâncat între timp, măi, budinii până ai numărat. A, uite, da, gata, o mai rămas doar 2. Le-au mâncat. Și cât ar fi? 3-0 pentru vulpițe? Da, sincer, probabil că o să se egaleze scorul cumva, pentru că nu mai sunt vulpițe. Păi bine, da, e clar, atunci rămânem până la 3 doar. O să dăm drumul să vedem în cât timp mănâncă lupii toate vulpițele. Exact, hai, start. Hai să vedem. Și acum uite-te pe ceas să vedem în cât timp. Deci este și 12 minute acum și să vedem cât o fi la final. Poate că ar trebui să mai punem niște vulpițe. Păi nu mai punem. Astea care sunt, să vedem. Cât rezistă? Aoleu, nu știu. Câte sincer. Minute mai rezistă? Nu știu, că mai sunt puține. Au mai rămas... Oh, este un puiuț acolo! Sunt doi puiuți acolo! Cred că pe puiuții nu pot să-i prinde lupii. Mama mea, cum fug lupii! Ai de capul meu, Foxy, e măcel aici. Mamă. O, și-au rămas aici? A, mai sunt aici încă câteva vulpițe. Oh, le-au simțit. Închide poarta. Să închid poarta? A, nu mai închide acum. Am închis poarta. Au, și-au mai rămas două vulpițe aici. Până acum au trecut un minut. Un minut? Da. Mama mea, și-au mai rămas încă una. Doamne, ce măcel! Doamne, chiar că? Hai să deschidem asta acum. Și-a mai rămas vulpițele astea mici aici, puiuții ăștia. Bebeluși, ia să vedem aici. Mamă, și ăștia sprinși aici. O, sărăcuții! Au scăpat! Ce drăguță! Salutare! Bebelușa vulpi! Salutare! Deci, doi bebeluși au rămas prinși acolo în geam. Păi ce ciudă este la lupișor că nu-i pot mânca. Dar nici nu mai merg după puiuții ăștia. N-au treabă cu ei. Oh, deci au rămas nice, da, deci au rămas 100 de lupișori ar trebui da, să fie. Practic, vulpiți.
băiețe le-au câștigat, pentru că ele au reușit de cele mai multe ori să treacă în baza adversarilor. Exact, deci au rămas 0 vulpițe, adică mă rog, de fapt au rămas 2 puiuți vulpițe, dar totuși au câștigat vulpițele. Ok, știi ce o să fac acum? Ce anume? O să mă apuc să omor din lupi. A, vrei să omor lupișorii? Da. Ok, dă-ți prima dată niște din astea și asta e putere mai mare. Astea sunt cutinii. Bun, și acum dă-i pe ei, Foxy. Mamă, o bucată și pică. Mamă. O să-mi ia ceva timp până îi omor pe toți. A, dar le dai doar câte o bucățică. Mamă. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ce nebunie. Am găsut și bebeluși. A, cum pică, bă. Cum pică lupișorii ăștia dintr-o singură bucată. Deci, practic, ar trebui să le dai 100 de bucăți ca să-i omor pe toți. Da. Uite ce bebelupișor. Vino-ncoace. Acum ați cu minții deja, nu mai s-ar la bătaie. Păi n-a, că lupișorii. Și din cauza Mamă, cât sus aici. I-ai prins pe toți. Ia uite, și aici e un bebelupișor care s-a prins acolo în sticlă. Ce drăguț. Dă-le în freză, Foxy, dă-le în freză. Acum, le dau la toți aici. Bam, 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 bam. Ce răcuții. Ce-au făcut să merite asemenea tratament? S-au luptat cu vulpițele. Aia da, adevărat. Au mâncat toate vulpițele. Gata, nu mai sunt. Gata, da. A mai rămas un singur, ba da, uite mă, mai sunt doi aici. Nu știu de unde au mai răsărit. Nu știu, dă-le în freză și la ăștia. Le dau. Au apărut cei de undeva. Bun, ce mai rămas acolo? Un baby lup și doi bebeluși vulpițe. Deci 2 pe 2 pe la urmă au rămas. Nu, 2 pe 1. 2 pe 1. Da, acum să vedem cine câștigă. Dar bine, nu se mai pot lupta. Nice. Deci au câștigat vulpițele, după cum spuneam. 3 la 0. Exact. Deci n-am reușit să ajungem la 5 pentru că le-au mâncat între timp. Nice. Deci cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe. Iar noi ne auzim ca de obicei data viitoare. Să ne spuneți acolo în comentarii cine versus cine doriți să facem pe următoarele episoade. Vă pupăm! Exact, să nu uitați și de un follow pe Instagram, houdini.insta și foxy.insta. Noi reauzim data viitoare. Pa, pa!